Da, azi noi chiar aberăm. Da, azi aberăm, dar... Da, îți place așa câteodată și... Da. Ei, de, oricum am început, am abordat tema perfecționismului. Nu știu... Adică în lucrul lui ca psihanalist, el spune, eu adesea am întâlnit oameni care erau prinși în plasa asta de un ideal care îi pedepsea în sens ideal, în sens profesional sau romantic sau fizic sau perfecțiune morală. Eu cred că e mai important să faci decât să nu faci deloc. Da, sigur. Și asta e o realizare care mi-a venit mai târziu, care eu nu am avut-o mare parte din viața mea, cred că. Până un an, doi în urmă. Pentru că vrei, nu vrei... Dar și s-a schimbat. Nu știu, de asta menționăm că, blin, nu... Cel puțin în sfera moldovenească, nu sunt podcasturi în care la oamenii o leacă cu o doză sănătoasă, le o leacă le-i pohoi, știi? Da, din experiența mea de creare, uneori tot așa am un plan, am un script și mai înainte, mai mult mă frustram că vedem rezultatul și spun, băi, n-am menționat ce și am avut în plan. Da, asta e timpul... ca în situațiile cele, știi, când te cerți cu cineva și după ce da. 5 ani după asta încă te macină. Da, dacă trebuie să-i spun, băi, dacă-i spunem așa, era să știi. Dacă îi spunem... filme, știi? Slow motion. Da. Dacă era să afli ce simt. Da. Da, ca cu chestiile astea cu dacă, fucking, el îți ușit sufletul, știi? El chiar te mașină, adică dacă le iei în serios. Ceva cu umor. Ceva cu umor. Pricoale. Eu am pus primul care se apare e mediafax.ro. Mediafax? Tipa media se fute? Ok. Tulpina Omicron se răspândește. Cazuri noi de infectare descoperite în Danemarca și Australia. Oamenii de știință caută soluții. Dar știri bune. Oamenii de știință caută soluții. Stați, începe cu știri bune. Ce poate fi mai împucurător decât faptul că noi iar putem să intrăm într-un lockdown și să închidă toate țările, studii și da, asta despre care, asta despre varianta și da, Delta de mai. Cosmește. E out of fashion. Nu, asta nu, Omicron. Omicron, bă, asta sună parcă un personaj din cuit Avengers, bă, Omicron. Omicron. Da. Și cum? Thanos, și este Omicron, este următorul. El e mai mic. Da. El e virșorul Thanos. El te fute cu micropenis în gură. Fără. Unde ai făcut așa informații? Nu știi cum în... Ai citit-o în 1984, da? Uh-huh. Apera fraza și e faimoasă, că imaginează-ți, adică viitor, care e viitorul omenirii, imaginează-ți o talpă care calcă peste fața omenirii forever. Apoi cu Omicron, imaginează un micropenis care îți bagă în gură forever. Apropo, știi, interesantă, Nicușor Dan, mesaj pentru ministru. E că nu înțeleg de ce românii trebuie să spun neapărat toate numele în diminutive să le facă. Nicușor? Nicușor Dan, mesaj pentru ministrul de finanțe cu care vrea un dialog direct. Nu vă bazați pe informațiile de la Gabriela Firea. Cine este? Gabriela Firea? Cine e Gabriela Firea? Gabriela Firea știu că era cândva fost primar a Bucureștiului. De București, primar de București. Era fost primar de București. Da, primăria Bucureștiului. Dar ei din PSD și ei uleacă. E privit Marele Alb, oricum să-mi documentarul recorderului. Nu, eu așa de multe documentare de recorder am, care trebuie să mă uit și nu le-am mai văzut. Nu, este chiar, este merit, este pe zbușul. Ca un jurnalist. El te spune, am zis că este din România, care 30 de ani de la, de la Revoluție. Primărie, da, așa, da. Primărie, dar nu l-am văzut. Primărie București, locului. Tare necurățel. Da. N-am de rău cu multe, au aprobat multe dvijenii care le-au făcut biserică. O primărie care nu cumva într-un anumit fel implicată în niște scandaluri de astea. Eu cred că și aici într-un trece și chestii. Da, dar interesant, am observat asta la cam de când comunic mai mult cu chiar români, pentru că în comunitatea mea. La mulți nu le place București, în fel de oaie neagră a României, parcă știi. Orică tătă atenție acolo, orică, nu știu, resursele, finanțele îți duc acolo, ideea. Ce? Nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu.
Oamenii fac gălăgie. Doliu în Formula 1, Sir Frank Williams a murit la vârsta de 79 de ani. Fondatorul cine? Williams. Da? Fondatorul echipei Williams. Te pierdem, a murit, nu? Da, e caz a murit. Azi? Da, Frank, Sir Frank Williams a murit la vârsta de 79 de ani. Ieri, sorry. Ceva că l-a murit mai înainte. Păi, a, ori el era atunci mai tâncat de... El atunci e pregătit de moarte. El spregătit... ca moșnești no, de Moldova, știi. El s-a pregătit, a spus chiar... că și vrea să fie îmbrăcat la mormântare. Deci cu care să-i scriu. No, cine să documentarele... prunească pe mine, să nu prunească pe mine. În documentarele cu Netflix, Drive to Survive, nu? Dar arta că fica lui deja era manager la echipa băi, Williams, nu? Băi, el la 79 de ani, asta e, cred că era ultima lui dorință asta, să fie... directorul lui echipei. Nu, pe exemplu, atunci așa vorbeau despre dânsul, de parcă el de-a m-au murit. A, păi nu, că el cred că s-a retras, știi? Asta era ideea. Eu presupun că el nu s-a retras de... S-a retras la viață? Da, da. S-a retras să moară. Blin, că într-adevăr. Îți chem într-o zi, de ce să te retragi de la viață? E că a murit, pe că ești să faci. Dacă nimeni nu ne întreabă, băi, tu mai vrei să... Ce? Să mai mori? Să mai trăiești. Te retragi la viață. Da, asta întrebare care trebuie adresată lui Bill Gates. Și segue. De ce? Da? De ce? Dacă o portă știri, ești de pe ziarul financiar. Bă, îmi plac, e vesel așa să faci. Ce tranzacție a făcut fundația Bill și Melinda Gates cu expunere pe România? În 2020 a vândut din pachetul de acțiuni deținut la fondul proprietatea, dar a cumpărat acțiuni la Prosus. Prosus? Prosus. Prosus picios. Grupul sud-african. Sud-african. Din care faci parte IMAC. Tu înțelegi care e ideea? Sud-african. Unde a apărut noua variantă? În Africa de Sud? Exact. Cine stă în spatele vaccinilor? Dacă e mult trebuie de... Aici trebuie de tăiat bucata asta și de pus în episodul nostru conspirație. Târziu deja. Da. Târziu. Nu, noi să începem. Tu să-i făc notiță. Și noi tot începem. Am început deja. Nu, nu, nu. Fantastic. Nu, 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 nu. Asta a fost început perfect. Și notiță, vrei direct în temă? Direct. Asta, astăzi am vrut să vorbim despre perfecționism. Da. Pentru că noi suntem perfecți și vrem să vă cum iluminăm. Cercul, fix cum e cercul ăla de sână de acolo. Să atât vă... de perfect suntem să noi. Și noi si, vrem... Atât de perfect suntem și noi. Vrem să vă iluminăm pe voi cum să fiți perfecți. Deci acest podcast este un fel de self-help. Vă ajutăm cum să fiți perfecți. Da. Dar dacă serios, eu am dat de un articol din The Economist, da, ediția lor. E un fel de... 1843, se numește. Au o revistă care e dedicată lifestyle-ului și curiozităților în general. Adică nu e politic, mai mult da. Sociologic. Nu, că sociologic, în general, el are cultură, el are... El, adică e un fel de jurnal de lifestyle. Da, și era un articol, o ediție întreagă, dar un articol principal din acea ediție se numea The Perfectionism Trap, deci capcana perfecționismului. Scrisă de Josh Cohen, un psihanalist care era și profesor universitar, care, așa și n-am înțeles exact cursul care el dă, un fel de psihoanaliză în literatură, ceva și legat da, de asta. Nu, nu, nu a explicat. Adică nu știu, poate... Nu, era legat de literatură pentru că el... Eu înțeleg. A început istoria despre clasele lui, cum... Spre exemplu, când dădea task-uri, nu știu, la elevi, hai, citiți Moby Dick sau da. Eseul lui Waldo Emerson și mai departe. Și majoritatea nu prea avea interes, și, dar când merge vorba de teste, băi, până la urmă făceau esei decente, nimic extraordinar, dar îl făceau. Extraordinar. Da, da, da. Asta e limbajul. Asta e subconștientul. Freudian sleep. Da. Mă gândeam prostă la micro... Cum se numește cel? Micro? Omicron. Omicron, da. Da, Omicron mă gândeam. Păi e... Da, Omicron are un micropenis? Cu șase strageri noi să povestim despre articolul ăsta. Căroce, pățani așa, calamuși și voi, alămuresc. Parumânski, căroce. Căroce, calamalăveni, alămuresc, așa nu ne pricălim, tot e serios. Păi, da, el povestea... Spate cumva de restrâns podcastul să fie difuzat numai în Moldova și numai la cetățenii Republicii România, Republicii România, statului român care sunt din Moldova. Asta e... Și așa la noi, audiența e destul de îngustă, da? Dacă o îngustăm așa de tare? Avem lucru, de ce nu? Da. Nu glumesc eu, România, român, românește. Păi, în fine, pățănașul Ceala, Josh Cohen, deci cel profesor,
A dat un exemplu de un elev care l-avea. Dar cât e de stereotipic faptul că un domn cu nume de familie evreiesc e psihanalist sau psiholog, ce puțin faci din domeniul psihologic? Pentru că sunt deștepți, evreii sunt deștepți. Nu, asta e realitatea. Evreii ashkenazii sunt top de IQ. Deja relevanța IQ asta e altă temă, dar nu cred că e cât de cât relevant. Păi el dădea exemplu de un elev care era super perfecționist, în sens că adică el de fapt era interesat de temele astea, el discuta cu dânsul în timpul lecțiilor, dar când mergea vorba de assignment-uri, el permanent procrastina și nu le dădea la timp și era tare mare probleme cu asta. Nu era chestia în faptul că el procrastina, dar era în faptul că el nu vroia să, adică el nu era satisfăcut cu rezultatul. Păi asta. Lășii și asta spune că el scrie din timp. El des, de atât aș procrastina. Dar nu-i asta și diferența de mare că el nu procrastina. El anume faptul că el nu era satisfăcut cu nicio versiune a rezultatului final. Asta era problema. Ca eu, pur și simplu, pot să vorbesc la procrastinare pentru că la mine e chestia asta. Personal, la mine, dar la dânsul nu. Din cum se explică articolul, anume faptul că el nu procrastina, el scrie, dar el nu era de acord cu versiunea finală și atât de timp să înțeleg că el... Dar pe asta tot e o formă de procrastinare, ciuac. Procrastinare e legată de perfecționism. Nu, e legată de perfecționism, dar asta oricum tu... deși eu vorbesc că pentru mine procrastinarea în perfecționism e mai aproape de suflet, pentru că e că eu pot să nu mă apuc de un lucru sau eu pot să-l fac și zic, cred că mai bine nu merg mai departe pentru că eu nu s-a făcut de rezultat sau nici nu încep un anumit proces. Okay. Din cazul că eu știu că dacă eu nu-ți depun, eu nu-ți de gata să depun numărul de, sau efortul X, și mai bine nu, nici nu mă apuc, nici nu încep, dar însă el începe, el termina, el chiar termina, el avea versiuni finale la tot, el nu era satisfăcut cu versiunile finale și respectiv el cerea extensii la deadline-uri. Ok, never mind, asta oricum e teorică și aici facem acum. Nu, e interesantă distinția asta, pentru că eu cred că oricum e o procrastinare, pur și simplu altă formă de procrastinare. E o procrastinare legată de perfecționism, în sens că, nu, pe el tot amâna, că el crede că nu-i perfect enough lucrările da, lui. Da, dar el avea versiunea finală, asta tot e diferența tare mare, pentru că în procrastinare tu nu ai versiune finală. Nu, adică nu cred că în definiția procrastinării scrie asta. Eu nu spun... Nu, dar în asta tu spui versiunea finală, el tamam că nu crede că asta e versiunea finală, că el spusese exemplu profului, că el a scris o teză de masterat de vreo 20.000 de cuvinte și o ars-o pentru 20.000 de pagini. De pagini? Da. A, nu, stai, nu. Cuvinte, băi, ceva, da, pagini și cu what the fuck. Câte 20.000, apropo? Păi, și profului a întrebat și le ars și el spune că it's not even near perfect, știi, și... Și proful spune, băi, adică în loc să-ți scad puncte pentru că o arăți târziu, știi, lucrarea, mai bine o dai așa cum este. Nu e perfectă, dar mult mai bună ca la restul oricum, că tu chiar ești interesat de asta. Dar el, pentru că și-o setate că avea o problemă cronică aproape cu perfecționismul, nu putea să accepte ideea asta. Și ne-a plăcut că proful... Da, e clar că omul ăsta avea o anumită condiție, pentru că el devine anxios din faptul că nu și atinge propriile lui așteptări. Da, atunci era o formă extremă așa de perfecționism, dar n-aș spune așa de condiție numai decât e ceva care observ în gradație, clar. Nu, dar vezi că e corect, dar la dânsul era până în momentul în care el singur își... Autosabota. El se autosabota la nivel global, pentru că el și-a întins perioada de absolvire din cauza că el n-a dat la timp, adică el peste un an jumate, îmi pare că o trimis ultima versiune. Respectiv, e mult mai acerb și mai acută starea respectivă. Dar în fine, asta era ca un exemplu și el, pur urmă, autorul s-a dus în diferite tangențe mai interesante, chiar îți minte pe la început articolul, el făcea referință la o istorie, The Birthmark din Nathaniel Hawthorne, un eseu din 1843, despre un savant obsedat. El avea o soție tânără care avea o... era tare frumoasă, dar avea o pată de la naștere, da, și cum pe obraz. Care... Și el spunea, că e și un citat care l-am memorat, he finds her tantalizing proximity to perfect beauty intolerable. Adică el crede că așa era aproape perfectă și asta îi părea și mai intolerabil pentru că... E atât de aproape de perfecțiune. Și asta ne-a părut interesant, că dacă n-ar fi, știi, alături de perfecțiunea asta, parcă n-ai pune presiunea asta, el n-ar pune. Mă rog, asta e o istorie
de ficțiune, dar în fine arată ceva parc psihologic în oameni care e fucked up, știi? Și, mă rog, istoria e că el era un savant care făcea experimente și, până la urmă, a omorât-o pe soție pentru că vrea să o facă mai frumoasă și, mai mult ca atât, perfecționismul lui om o lipsit-o pe dânsa, adică o convins-o pe dânsa că el face asta cumva din dragoste, știi, că, dar, de fapt, asta era un fel de proiecție a obsesiei lui. Da. Vezi că și faptul cum el a omorât-o prin faptul că el, adică, experimentul o ieșuat și pe dânsul... Și mai tare l-a afectat faptul că el a ieșuat experimentul în sine, înțelegi? El fiind om de știință, adică făcând parte din știință care e exactă, el nu a putut, adică el a făcut o eroare, știi? Păi da, și asta e ideea că, deci alții citat cartul l-am extras, care anume autorul a scris, like the virus itself, perfectionism adapted to the very conditions that had begun to neutralize it. Adică perfecționismul e parcă o atitudine generală ca un virus, în sens că el se adaptează la orice condiții, că chiar și la urmă la articol el vorbea despre stilul de parenting, da, la părinți, că pot, știi, să fii pre-helicopter parents, mes, da, ăștia care spre împânziți, care controlează fiecare chestie care copilul face, adică spre spre implicații, dar sunt care spre detașat, știi, și atunci tu îi creezi o adică o senzație de victorie falsă. El își închipui, adică el are un feeling că el în tot e de excelent și e de succes. No. Și după asta când ajunge în viața reală, nu primește acel constant. Nu primește satisfacție și el, problema că el începe să compare cu perioadele precedente când era copil. Și el înțelege cum, adică când eram copil sau când eram mai tânăr, părinții mi spuneau că eu facem absolut atât ideal, dar mutați îmi spun că eu fac incorrect ceva. Undeva ceva nu e în regulă. Da, asta e tipic în genere în psihanaliză, adică oamenii care fac așași un comportament care îți pare bizar când ești adulți, e cumva o încercare de a retrăi ceva din copilărie, știi? Mă rog, poate fi o generalizare, dar uneori e valid. Adică, exemplu, copiilor cu părinții detașați, ei deși n-aveau, știi? Adică extrema cealaltă în care orice chestie cât de cât îi făceau și care atrageau atenția părinților, atunci îi simțeau parcă valoroși. Adică era un fel de... Și când sunt adulți, ei tind să facă chestii extravagante pentru a atrage atenția, știi? Adică, comparativ, mai scurt, să la urmă articol, poate chiar să găsesc abzațul care el spunea, dar... Nu, și e interesant mai departe cum el merge spre, adică începe să facă referința cu pandemia și cum oamenii și-au ajustat perfecționismul în pandemie, adică cum inițial când primul lockdown a avut loc și asta se întâmplă după mine, că cumva tu începi să uiți, știi, de toate rutinele astea care trebuiau să fie cumva să fie executate perfecte, pentru că tot regimul tău e... Situația excepțională și tu începi să... Da, scuze validi. Exact. Da. Până într-un anumit moment, știi, când după o anumită perioadă de adaptare în care tu te aclimatizezi cu pandemia, tu începi să revii din nou la necesitatea asta de a fi perfecționist și capătă o altă formă. Și anume ideea asta e concluzionează faptul că indiferent de circumstanță, indiferent de moment, chiar de moment de relapse, există timpul relapse în care trebuie să afirmi perfecționismul în absolut orice faci. Adică cam teza generală aș spune că e ceva intrinsec în om să stindă spre perfecționismul ăsta. Adică pentru că el vedea multe exemple de multe referințe culturale în care vezi că mereu exista tendința asta. Și ne-a plăcut că narativul ăsta cu religiile, cum el spunea, că de fapt un rol al religiilor era de a parcă suprima perfecționismul. Este ori viceversa, uneori a crea niște idealuri spre care trebuie să tind. Prea înalte. Dar ideea e că cumva pentru masă, știi, el crea un fel de scuză, un mijloc în care poți să scuzi că nu ești perfect. Numai Dumnezeu e perfect și el dădea exemplul Prometeu. Da, el spunea, when mortals in the Bible or mythology, such as the architects of the Tower of Babel or Prometheus, attempt to usurp divine status, they are duly punished. Adică când încearcă să uzurpeze puterea asta de a fi supra-om, de a fi divin. Și acolo e interesant că, apropo, se face referință și în Nietzsche,
Da, asta e tema asta, eu am urgumat-o de-am de teori cu moartea lui Dumnezeu, că asta mm-hmm. e ideea asta că e mai metaforică, că nu direct. Nu e atât de simplu, da. Da, că e să răsfrânge moartea lui Dumnezeu în sens că credințele astea iudeo-creștine și dispariția lor, ori scăderea în relevanță. Dar ele sunt schimbate. E un vacuum care se umple, da. Da. Cu tehnologia, cu norile, norme sociale și tot așa mai departe. Da, și asta noi, apropo, vedem mult mai, mult mai accentuat în timpul de acum. Păi da, e că Nietzsche observed that denizens of a secular modernity, having killed God, were unable to live without him. In his place, they invented an array of new gods. Culture, science, commerce, the state, the self. Mm-hmm. Statul și sinele. Și cred că cei mai mulți se concentrează în articolul ăsta pe sinele, anume vorbește despre self-help și despre... Nu, vezi că acolo el ajunge la momentul în care el descrie, adică el dă trei gradații. La... Da, eu am scris și asta, da, trei tipuri de perfecționism. Dar, adică în lucrul lui ca psihanalist, el spune, eu adesea am întâlnit oameni care erau prinși în plasa asta de un ideal... care îi pedepsea în sens mm-hmm. ideal, în sens profesional sau romantic sau fizic sau perfecțiune morală. Dar și oamenii, și aici, da, și să faci distincțiile de perfecționism pe care tot el le indică self-oriented perfectionism, mm-hmm. adică perfecționism orientat spre sine. De exemplu, adjectivele astea, și sunt interesant că sunt adjective de comparații. Happier, fitter, mm-hmm. richer, adică e parcă spre sine, dar oricum e luat din față de sine, știi? Adică noi ne analizăm prin comparație, oricum e imposibil într-un vacuum să te analizezi, știi? Da. Și asta e primul, self-oriented. Și asta e tare, da, self-helpy, cumva, da? Da. A doilea, socially prescribed perfectionism. Da. Trying to live up to the expectations of others. Adică încercă să trăiești cu, da, cu normele care societatea le impune. Adică, da, distincțiile astea sunt așa, granițele stare vagi, pentru că se interconectează oricum. Și da. A treilea care ne-a tras atenția, asta e tamam, da, amu și observă, e tare, tare că dogmatismul ăsta de unde apare, el cred că din asta, other-oriented perfectionism, adică perfecționismul orientat spre alții, spre alte grupuri de oameni. We demand that de those around us... proiectarea propriilor păi da, da, insecurități eu... pe alți oameni și așteptările că ei să fie exemple și să fie modele. We demand that those around us also live up to our impossible ideals. Other-oriented perfectionism is almost always projection, finding failure and disappointment in others that we can't bear to see in ourselves, in a flimsy guise of authoritative criticism. Pur și simplu, eu aș contraargumenta cu asta că există un pic de reducționism în psihanaliză ca cu asta, cu proiecția asta. Pentru că nu întotdeauna e așa. Uneori da, critica lumii de... externe okay. Dar noi vorbim are de timpul sens. De nu întot... Da, dar e că uite, un produs a idei este cultura de anulare. Da, cancel culture da. Pentru că tu, dacă tu nu te rădești la da, standardele mele morale, da. Tu nu ai voie să fii parte a societății. Da, asta e un exemplu evident. Problema care e că ne pare că sunt momente în care în articolul ăsta autorul încearcă să arate beneficiile sau avantajele. Da, la urmă el spune că... Da. Adică cât e de negativ asta, per general, el dă un exemplu, cum să-l găsesc, el citează pe alt autor, prin anii 80, care a creat o teorie, adică spune că de fapt, Hamachek, 78, în American Psychologist, a creat o distinție între perfecționismul neurotic și perfecționismul normal. Da. Și adică perfecționism normal e ceva în care îți setezi niște standarde înalte și asta te face să progresezi. Și este un adevăr în asta. Pur și simplu, unii psihologi l-au criticat, au spus că păi asta nu poți fi normal când urmărești ceva care tu nu ești. Și asta aici e o leacă, e neclar.
Nu, că ideea e că faptul că tu, adică e, nu poate fi normal pentru că el a priori nu are cum să fie ceva de mijloc, ceva balansat. El e o extrem în momentul în care tu ai un perfecționism, când tu ești extra motivat, când tu ești extra ambițios, asta e oricum o anomalie, pentru că mare parte oamenii nu-s așa. Ce înseamnă nu-s așa, știi? Asta e chestia, mă rog, deși eu privesc sceptic și la o parte din psihanaliză, e că e tendința asta de a crea boli, de a pune totul sub o percepție a bolilor, că asta e o boală. Asta eu cred că mai departe de asta, asta e problema noastră ca oameni, e de categorizare, noi încercăm să categorizăm absolut tot. Dacă te uiți în jurul nostru, toată lumea pe care noi... care ne înconjoară, noi tot e cumva băgat în categorii. Tu intri în magazin și tot e băgat pe categorii. Pentru că noi, ca oameni, așa suntem, probabil așa am evoluționat, ca să putem să ne explicăm și să putem să avem o claritate asupra lucrurilor care pe noi ne înconjoară. Asta e să le oferim careva categorii, să le includem în careva categorii. Să faci distinție, să înțelegi. Exact. E mai simplu, devine mai simplu. De asta și spun. Eu cred că asta e intrinsic, că e o valoare umană, nu neapărat a psihanaliștilor sau... Da, pur și simplu observăm în psihanaliză tendința asta de a crea mereu, adică totul e sub prisma de... Vezi că există și o valoare, există de termeni de ăștia tare încărcați, pe când uneori există și o valoare extrinsecă pentru oamenii ăștia, pentru psihologii ăștia, pentru că ei ajung să fie citați, ei ajung să fie... Asta e ca, știi, sisteme birocratice care există, ele își creează lucru propriu, ca să existe, adică lucruri proprii care n-are sens în afară. El lucrează pentru a exista, da. Păi așa o parte din psihanaliză, eu cred că asta e, da, ca și orice chestie, știi? Problema că el devine influent în momentul în care îi ajunge în cărți, înțelegi? Și îi ajunge în curriculumuri după care viitorii profesori învață. Da. Și asta începe să aplice în masă, înțelegi, în școli, în universitate și iar ajungem la ideea cum mulți ani în urmă, chiar și eu eram destul de sceptic, știi, referitor la wokeness-ul ăsta, la clasa asta de tineri care sunt extrem de progresivi și în asta tot îmi pare că eram destul de sceptic, adică eram destul de dismisiv. Da, și noi știu. Dar nu, pentru că adică se vede în viața reală cât de... erai sceptic în sens că nu credeai că e o problemă reală. Nu, eu credeam că e o problemă atât de importantă. Pentru că oamenii exagerează. Da. Până în momentul în care în ultimii 3 ani asta a devenit foarte, adică influența care vine din partea oamenilor cu viziuni progresive și nu neapărat anume oamenilor cu viziuni progresive, dar anume oamenilor care nu vor să-i superi pe ăștia cu viziuni progresive. Pentru că mulți din companii mari și mulți din alte, nu știu, structuri, artiști, nu neapărat ei se identifică 100% cu ideile astea, dar ei înțeleg că asta e necesitatea, și e popular acum și trebuie să corespunzi normelor curent sociale. De asta e că a treilea punct pe care tu l-ai menționat e foarte relevant la timpul de acum. E perfecționismul orientat spre alții. Spre excluderea la cei care nu trăiesc la nivelul standardelor tale. Da, chiar ne aminteam și în podcastul ăla, un podcast de-a lui Jordan Peterson, când el a invitat pe Jonathan Haidt și pe Steven Pinker. Pe Pinker, el a menționat de asta că, de fapt, mă rog, multe războaie erau create nu necesar din probleme de-astea teritoriale economice, dar anume din cauza moralismului ăsta exagerat. Da, de o anumită idee de perfecțiune morală. Adică oamenii justificau crimele prin ceea că ei erau mai morali. Și, nu știu, și puțin, poate mă asta mai puțin se întâmplă, hatea, mă rog, am un poate războaie cumva sunt mai proxy legate de resurse, dar și puțin în timpul crusadelor, în timpul medievale, majoritatea în războaie erau bazate pe un fel de superioritate morală. Da, dar oricum așa erau justificate. Da, dar la bază ele oricum aveau resursele. Da, drive-ul care motiva oamenii să creadă în relevanța acestui conflict, asta e chestia.
Nu, asta e caz, asta sunt oamenii din PR din zilele noastre, adică tu vrei, nu vrei. De asta mui atât de interesant cum companiile și-au schimbat direcția în cum își promovează produsele, din pur și simplu promova produsul, da, să-i arăți avantajele competitive, în a explica, în a cumva îl pune într-un context social și de a spune că noi salvăm, e că cum a fost reclama cu Mark, nu cu Mark Wahlberg, este cu Matt Damon, cu berea Stella Artois. Noi suntem pentru că apa să fie curată și tot să aibă acces la apă curată, dar în același timp tu reclamezi pur și simplu alcool și n-are absolut niciun context, Noi Stella Artois suntem pentru asta. Pui un om, un artist care probabil desuri se expune pe probleme sociale, pui o cauză foarte nobilă și pur și simplu atașezi produsul tău. Asta e transfer de imagine, asta nu e nimic nou, dar îți spun, asta eu cred că e un fel de exemplu cum asta are loc acum. Adică, ținând cont de exemplu care l-ai menționat tu cu moralitatea și cu faptul că războaiele se face pe bază de moralitate, asta pur și simplu era PR-ul din timpurile respective. Da, într-un anumit sens. Pentru că poate asta atinge ceva intrinsec în om care e ușor valabil, știi, la dispoziție, într-un fel. E ceva care nu e așa de complicat să-l atragi psihologic. Și într-adevăr, am ajutat de companiilor, adică el mereu au mesajul ăsta de a spune că it's more than this, știi, e mai mult, e nu-i pur și simplu un telefon, e ceva da. care îți permite ție să te exprimi, să-ți exprimi individualitatea ta. Exact. Sau. Și asta eu cred că unul din cu toate neajunsurile lui, cred că asta a pornit ca felul în care Steve Jobs a schimbat felul de a marketa. Cred că el a pornit valul ăsta. El e de cea mai mare influență și ține de, în special de produse, anume produs. Da. El e probabil unul dintre cele mai importante figuri din istoria. Care era motto-ul original la Apple, anume când el la Macintosh? Mă think different, mă think era, nu? Nu mai țin minte. Think different, el este el ThinkPad, cum se numește, el Lenovo, îmi pare că. Nu. Apple. Nu, era ceva cu Think Different. Da, Think Different. Da, 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 și erau postere cu oameni faimoși. Sau da, nu, asta nu-i primul, asta e din 97 până în 2002. Păi da, asta e atunci când el a revenit la... Atunci s-a dânsul schimbat atitudinea asta de a marketa. Atunci s-a schimbat, l-a propulsat Apple în... Că atunci era un mare pericol pentru că Microsoft era un mare competitor. Și nu numai asta, dar era, adică iarăși ăsta e un produs care și acum, dar mai ales atunci, era extrem de scump. De asta, dacă tu te gândești, cel puțin pentru generația mea, în Moldova nu era opțiune de MacBook-uri. Nici nu știam ce era MacBook și macOS-ul până în, nu știu, la vreo 19 ani, 18 ani. Eu auzis de iPhone la un moment dat, dar nu prea... Era fain, da, ok, super. Dar pentru că Apple vrei, nu vrei, el s-a promovat în regiuni unde există o putere de cumpărare. Moldova nu era țara unde era sens să te promovezi cu produsele respective. La ce-mi prindem? Anyways. Nu știu. Dar da, asta e o artă, cănești, să... Hai, noroc. Sănătate. Asta e o artă, să vinzi același hardware în principiu, dar cu ambalaj mai frumos și să-l vinzi cu vreo 40% mai mult. Da. Nu vezi că din cauza că el lua în considerație timpul pe care e trecut în elaborarea și marketarea produsului. Bine, acum unde a ajuns el, într-o poziție tare interesantă, pentru că deseori noi știm că lipsa competiției nu duce la lucruri bune. Și, all granted, Apple se dezvoltă destul de încet în anumite aspecte, dar totuși, din ultimele cele mai mari schimbări și avansări au fost anume în cadrul Apple-ului, cu procesoarele astea care sunt a lor, adică ei vin cu procesoarele bază de ARM. Care adică el nu-i produs de o companie Qualcomm sau Samsung, dar el adică prin compania asta ARM, care avea un patent deschis unde tu puteai singur să-ți proiectezi procesoarele. Fel de open source. Da, 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 da. Și drept că a fost cumpărat compania. Ironic, de SoftBank.
care e cea mai mare fonduri de investiții din lume care investește în general în sectorul tehnologiei. Anyways, ideea fiind că, da, e că fiind un ecosistem atât de închis, dar e că ei au creat un ecosistem care alte companii nu le au. Da, tu ești limitat doar la produsele care vin din partea companiei Apple, dar dacă tu ajungi într-un moment în care tu ai și laptop, și telefon, și căști, și ceas, și tot e din aceeași companie, anume experiența de a avea toate device-urile astea, la Apple e net superioară altor companii. Dar tu pierzi diversitatea de opțiuni. Așa că... Da, asta e o decizie destul de intenționată în partea lor să te împânzăști în sistemul ăsta și te, oricum te forțează. Și într-adevăr înseamnă că ei fac produs de calitate dacă oamenii și după moartea lui Steve Jobs, câți ani au trecut de atunci, 10 ani au trecut cel puțin, oamenii în continuare apreciază și cumpără produsele respective pentru că ele, vrei nu vrei, îs calitative. Da, nu-i produs, I mean, nu-i produs, da, da. Nici ele nu ne sunt interesate ca în afară de iPad, pentru că eu nu cred că există companii care fac tablete mai bune. Deci cred că nici nu există necesitatea de a investi tare mult în dezvoltarea tabletelor. Da, cred. Eu oricum cred că viitorul în telefoanele care se deschid, ele au mult mai mare logică. Și mai bine, de asta cred că Samsung se axează pe a investi mai mult în telefoane care se... Dar nu numai care se deschide, numai care ecranul se îndoie. Păi știu. Da, în sensul ăsta, da. Dacă Surface... Noi care răscăldușurile jele grămânite. Două, telefonul ăsta care e de Microsoft făcut, el are două ecrane și el pur și simplu se închide și deschide. Dar numai la Samsung e faptul că ecranul se închide și deschide. Se îndoie. Anyways. De apropo de competiție, tot în articolul ăsta, de fapt, de perfecționism, autorul de exemplu a unei cărți numite In the Tyranny of Merit, publicat în 2020 de Michael Sandel, și Michael Sandel argumenta că capitalismul meritocratic a creat o stare permanentă de competiție în societate care... distruge solidaritatea și noțiunea de common comun, good, de bun, da. Bine comun. Acest sistem cumva întreține o ordine de câștigători și pierzanți. Da? Pierdanți. Breeding hubris and self-congratulation among the former. Adică creând un fel de auto... Cam și așa... Spun eu despre ăștia care, cu Gary Vaynerchuk, care să drăcească singuri pe dânși. Cam asta e. Adică ăștia care, uă, mălădeați! Păi cam... E mentalitatea asta, da, de... Da, nu știu cât e asta de... Ce? Relevant. Care, cu bun bine comun? Nu, în sens că se creează un fel de clasă asta, de loser și câștigător, dar... Nu există... Sunt de evident, adică și așa era asta. Da, da, chestia care... Among the former and chronically low self-worth among the latter. Care tirania meritului. Care... Sună parcă o contradicție. Nu, problema care e că dacă tu nu ești în procentajul de oameni de succes și tu ajungi să fii în procentajul oamenilor care eșuiază, viața ta e destul de mizerabilă. Și tu nu ai niciun ajutor, nu ai niciun mecanism pe care tu poți să te... Da, pur și simplu, definiția asta, tirania meritului, sună o leacă într-o tăchiat, pentru că poate nu-i chiar merit. Adică mulți care ajung în situația asta nu-i chiar tot pe merit, nu pot spune asta. Da, contează foarte mult și de condițiile în care tu crești. Apropo de dansele, puteți face mai referință la film? Da, nici nu știu cum să-l povestești. Fără să dai din casă? Filmul Noi, de Jordan Peele, care... Da, noi o leacă cam târziu am got to the party. Da, în 2019, aparent. Să mă știu în 2019, da. El a fost fix aproape înainte de pandemie. Un fel de cam în iarnă, horror thriller, mă rog. Cu elemente de comedie. Pentru că Jordan Peele, el, pentru cei că nu știu, el era foarte popular într-un timp pe Comedy Central. El făcea sketch-uri. Da, un fel de fapt, comediant era. El nu că era un fel de comediant, era comediant. Da. Și după asta el a decis să devină regizor și primul lui film, primul lui debut. Asta a fost, da, ieși afară. Ieși afară.
Păi, ieșe foarte. Eu nu cred că trebuie de translat. Get Out, da. Film excepțional. Adică, nu știu, mie tare mi-a plăcut. Da, mi-a plăcut și istoria, mi-a plăcut și plot twist-urile, mi-a plăcut. Și a câștigat multe premii și așa. El a câștigat Oscar-ul pentru screenplay. Wow, fuck. Îți dai seama, îți debutez cu primul tău. Apropo, da, de perfecționism. Da. E că asta tot, chiar când autorul articolului, el spunea despre copiii care erau super laudați de părinți, mm-hmm. ca super apreciați și ei până despre asta am erau vorbit. Mare discrepanță când erau adulți deja, de unde până să găsească tot. De asta și am vorbit, că da. Asta tot, adică riscul între părinți care sunt părinți elicopteri și părinți care sunt distanți. Și asta e și riscul poate și la Jordan Peele, că primul film așa de ahuienă, cum s-ar spune, a fost și a doua este pentru mine nu a fost nici pe alături așa de bun ca primul. Da, nu e, o leagă confuz. Nu pot, adică pot spui în fapt că problema în filmul cea mai mare că el e prea ambițios pentru, pentru felul în care el a fost realizat. Da, pentru că asta îți duci în pretențiozitate, știi? Da, e o idee relativ simplă, care se putea explica, care e destul de interesantă, da. Și, dar problema e în aceea că din două ore în care durează filmul, o oră 55, tu întrebi tot filmul și asta, și poate asta a fost intenția autorului, da? Dar asta e critica care îi se aduce și lui Nolan și lui Tarkovski, înțelegi că uneori sunt decizii făcute doar de dragul de a crea, știi, misterul ăsta, de a crea un flair, știi, în jurul la filmul ăsta, că tu ești cumva geniu. Mă rog, eu oricum recomand să privească la cei care plac thrillerurile sau horror, nu e așa horror tipic. Da. El are umor într-însu, adică asta e probabil e partea caracteristică a lui Peele. Da. Și o să fie partea lui distinctă în toate filmele care realizează după. E un film interesant, dar chestia nu care te lasă din două indiferent ori, la sigur, dar adică, pentru da. Simplu faptul că noi îl discutăm acum, înțelegi? Asta înseamnă că el cumva te influențează, lasă o amprentă. M-a lăsat așa nesatisfăcut, adică nu-i ajuns acolo niște... O complica prea tare, ori nu a explicat destul în urmă. Adică eu nu știu, filmul parcă pare ori mesajul nu a fost destul de clar. Mesajul a fost clar, mie îmi pare pur și simplu că el nu a fost bine gândit și bine scris. El, dacă tu scrii scenariul într-un fel în care, în principiu, ideea e clară de la început și pe urmă tu faci ca mișcarea asta de wow, în care tu faci plot twist-ul ăsta, dar restul timpului tu nu înțelegi ce se întâmplă, trebuie pur și simplu să urmărești filmul. Și, adică, problema care e că nu e ca și cum există plot twist la sfârșit și atunci tot, aha, make sense now. Mm-hmm. Adică el nu are un build-up, asta e cea mai mare problemă. Mm-hmm. Nu există pe parcurs la o oră și 50, nu există un build-up spre concluzia respectivă. Chiar în filmul lui primul, așa a fost, adică era oricum un build-up, acțiunile personajelor. Da, multe primul lucruri a fost scris mai bine. Adică erau logic, erau direcții logică și pe urmă când apare finalul ăsta sau momentul ăsta, știi, de intrigă care schimbă tot, atunci, aha, știi, are adică e foarte frumos, arată ca o formulă, știi, A plus B plus C plus D egal cu... Pentru mine a fost exemplu clar că ideea e bună, dar scenariul nu a fost destul de bun, pentru că să-l compar, de exemplu, cu The House That Jack Built de Lars von Trier, tot e șocant, tot nu înțelegi exact despre și, dar chiar pe parcurs îți dai seama, e destul de evident și asta... Adică trebuie să joci un echilibru când ești filmmaker de asta așa, care nu-ți place să dai mur în gură, dar trebuie să joci un echilibru în care trebuie să fii destul de explicit, că oricum trebuie să înțeleagă ceva. Și asta dar să nu fii prea ironic, evident. Dar ironic, asta a fost critica care a fost adus lui Von Trier, că el era prea explicit în felul în care el își manifesta ideile. Tot în filmul acela era scena aia când filmul e despre un serial killer. Da, criminal în serie. Și era o scenă că el avea OCD, da? Da. Era obsedat, era perfecțiunea asta de a face tot curat. Ce și ironic, da, să leagă la temă. Da. Și era... și el, adică, a ucis pe cineva și cu riscul de a fi prins, el oricum nu putea să nu curățe locul de... El s-a întors de mai multe ori, îmi pare că la locul crimic se curăță. Da. E interesant asta. Adică îți găsești comic în chestia așa de disturbing.
Da. Mega, apropo, asta e cu true crime, e fucking exploded. Da. În ultimul deceniu, mai think. Știu nu, că, nu știu care e statistica, dar știu că... Asta timp a fost popular, pur și simplu, am... Știu că mai multe femeile privesc. Da, da, asta timp a fost popular, dar am, pur și simplu, deci apărut mai multe... Deci crezi că femeile mai mult privesc true crime. Pentru că nu aș face, stau acasă atât ziua. Bani bărbarului. Da. Stau acasă atât ziua și de... la televizor. Apropo de femeie și sex, am privit... Eu n-am privit, tu, eu citim, tu privei. Da, eu am pus așa în background, după așa ne-a trezut o lecă. Straniu background. Da. Un podcast al al Dorin Galben cu un sexolog. Sexologă. Pentru că suntem în 2021. Fantastic. Îmi plăcea un întrebări. Sunt foarte important. Sunt mai important. Întrebările Dorin Galben îmi plăcea. Pe esența fantastic. Nu? Da. Omul e un fenomen. Noi pe simplu suntem geloși. Chelare mai mulți subscriberi. Foarte gelos. Atât gelos că... Că de asta nu mai scoatem episoade la timp, o dată pe săptămână, din cauza că suntem geloși. Din cauza că ești perfecționist, Dima, asta e problema. Nu, îți spun, e ca discuția care am avut-o inițial. La mine, într-adevăr, e perfecționism de asta procrastinator. Păi da. Dar nu-mi procrastinator în sensul în care eu, de genul că eu mă gândesc și zic, eu mai bine nu mă apuc, eu știu că nu o să-mi placă rezultatul final. Da, eu observ asta în tine și eu încerc să... Da. Să o leacă, să creez tensiunea asta că, băi, mai pofic, blind, că îți văd, nu știu, niște chiroane pe... Sau nu avem subiect, sau n-avem subiect de discuții. Avem și găsăm. Că, mă rog, eu tot am asta, dar nu așa tare ca la tine. Asta cred că vine la temperament, cumva. Nu știu dacă asta o înveț ori o dezveț. Cred că vine la un fel de temperament. Adică, poate că cu o rutină tare bună, impus, poate e posibil să ne schimbat. Adică dacă îți pui în, nu în gând, nu în plan, dar într-adevăr îți faci un regim în care tu, băi, indiferent care să fie rezultat, eu trebuie să scot. Ai încercat așa? Să... Adică cum ai încercat să lupți cu perfecționismul tău? Da, dar... Cum? Cum? Prin, pur și simplu, a uita, cumva am inhibat... senzația asta de perfecționism și indiferent care rezultat, adică de pur și simplu pornirea unui un fel de pofighism, știi, la care o să fie rezultat final. Și problema care e că când mă uitam după asta la rezultat final, nu eram satisfăcut. Și de asta e greu să creez o rutină din asta. Adică chiar la mine cu umblatul la sală așa a fost o mare perioadă. Eu urăsc să umbl la sală și nu prea am umblat. Acum, că nu-ți place procesul de a ridica virtuos. Nu, eu ți-am minte că, adică nu-mi plăce greutățile care lucram eu, ele nu erau suficient de grele, știi, parcă pare că trebuie să ridic mai greu. Nu, și chestia care, că eu am fost vreo 3 luni și erau rezultate, dar nu erau rezultate senzaționale. Și am zis că, păi, și normal, dacă eu... Cum nu senzaționale dacă de-am a 20 ani zici că doar țățele? Dar asta e doar pentru că n-am făcut sală de câți ani, de vreo 3-4 ani. Da, tu cam te-ai scăpat, nu? Nu m-am scăpat, nu știu cum. Nu, pentru că aici e altă problemă, că tu poți să scăpi la anumite lucruri și după asta tu zici, nu mai pot, știi, când ești obosit o zi, două, trei, ești primul, ți ești din tine. Tu ai asta, nu știu, am observat poate asta la tine, că tu ai extremele astea de un fel de, blande, am nipoh, m-am zaibit, am obosit. Ori ceilalți în care, bleat, tăt și trece, perfect, tăt și... Adică o parte din asta eu admir în tine, că eu, de exemplu, n-am... Când ți reușești, adică perfecționismul tău când ți este util și văd valoarea lui chiar în interacțiunile noastre, zic, băi, vopșeta, uneori asta e genie, știi? De exemplu, uneori fac uneori, așa, delehamite unele chestii și asta nici nu-mi place mine, știi? Adică... Deși poate asta e un fel de contraargument la toată chestia asta, știi, de a vedea negativ perfecționismul. Faci, eu cred că e mai important să faci decât să nu faci deloc. Da, sigur. Și asta e o realizare care mi-a venit mai târziu, care eu nu am avut o mare parte din viața mea, cred că, până un an, doi în urmă. Pentru că vrei, nu vrei, oricum... Și s-a schimbat. Viața, pandemia tare mult m-a schimbat. Nici sens. Nici sens. Adică de conștientizarea lucrurilor care sunt importante și chestii de genul ăsta, știi? Dar nu numai, e și perioada lungă stat în Canada. Pentru că
acasă cumva, iar fiind mai tânăr, credem că o să fiu în altă etapă a vieții, sau în etapa vieții respective, avea să fiu într-un alt nivel socioeconomic, familial și tot așa mai departe. Adică tu ai careva ambiții, ai careva idei. și când realizez că ele se realizează parțial sau se realizează în cu totul altă formă decât tu inițial ți-ai planificat, începi să... Asta cred că te călești și te faci să vezi situația respective mai matur. Și să fii un pic mai înțelegător când lucrurile nu neapărat merg exact cum le planifici tu și cum le vrei tu. Și trebuie să accepti asta. Ne-ai mintit de sfârșitul articolului. Când autorul l-a citat pe alt psihanalist francez, Serge Leclerc, care spunea că ideea că viața noastră that life sets us the task of metaphorically killing this wonderful child. Adică, știi, idealul ăsta din copilărie care noi îl creăm și poate părinții noștri tot îl creează prin felul în care interacționează cu noi. Și adică o acțiune terapeutică în timpul, deja când ești adult, cred că un long-term project, într-un fel, îți ucizi copilul ăsta ideal care tu credeai că poți fi. Și adică asta ți-ar ușura viața. Dar vezi că și eu deseori mă gândesc la asta când am momente de introspecție. Dar problema că există riscul să pierzi ambiția în general. Pentru că ambiția a priori, asta înseamnă a ieși din tipare, asta faci ceva care deseori depășește limitele tale curente. Da, numai că eu cred că... nu limitele, posibilitățile tale curente. Și sunt eu, din observările mele, nu cred că oamenii care au probleme cu perfecționismul au pericolul real de a pierde ambiția, văpșe, știi? Pentru că extrema și el altă. Nu, pentru că, exemplu, cum e la mine, înțelegi? Dacă e un lucru, e un fel de nihilism de asta procrastinator, pentru că tu nu, adică tu nu vrei să te apuci de lucruri, pentru că tu știi că în asta iasă rezultatul. Da, dar tu oricum niciodată nu pierzi partea asta. Oricum tu ai încă tensiunea asta între perfecționismul tău. Chiar dacă tu ameliorezi, tu nu poți scăpa de dânsul. Nu cred da, dar vezi că tu poți ajungi la un moment dat în viață, cât trec ani și cu atât problemele devin diferite și rutina de zi cu zi devine diferită, când tu... Adică totalmente omori asta în tine. Și atunci tu ajungi, de asta mulți oameni ajung, știi, la criza vârstei de mijloc. Adică tu practic ai trecut tot perioada de dezvoltare din viața ta și tu ajungi, atingi un platou și atunci tu simți că tu ești într-o anumită criză. Că, ok, și mai departe ce fac eu? Am făcut școală, am salit un copac, am făcut copii și mai departe. Adică este o valoare productivă în perfecționismul ăsta, că măcar îți dă un sens stins spre ceva, da? Da, dar el e greu de combinat cu o viață cum considerăm noi, normală, știi? Și tot eu cred că e o aberație cu viața asta, știi, normală, pentru că noi și vedem la alți oameni, asta e numai suprafața. Dar noi nu știm ce se întâmplă în viața lor, dramele care se întâmplă. Ei par parcă familie obișnuite, normale, simple, în care el și eu au terminat universitatea, s-au cunoscut, au făcut copii și tot merge destul de linear. Dar de obicei de acolo, din familie genul ăsta, așa apar detectivele astea și filmele astea de true crime. Da, când îi întreabă pe vecini și spune, oh, he was so quiet, he was so nice. Dar uite, este, de exemplu, Chikatilo. El era, adică toată lumea vorbit din asta foarte bine. Killerul ăsta, da, care a fost cândva cel mai mare, da. Sau cel puțin e cel mai popular, probabil. Și cândva el până mult, parcă cel puțin public care e cunoscut că ușesc. Nu, pentru că el nu ușesc, el tipul ușesc multe, dar el ușesc mai puțin decât ceva cu din angar. Ez nu lucra de asta. A fost de el a fost pentru perioada lui. Că el a fost prins la sfârșitul când a căzut Uniunea Sovietică, la sfârșitul anilor 80. Da, și el nu-i singur. Adică, iar majoritatea criminalilor în serie se descriește de alții ca fiind oameni simpli, obișnuiți, trebuie o viață de zi cu zi. Și voleși, ca hobby. Omoră uneori din când în când, câte 10, 20, 30 de mii pe an. Viața preplicitoare și știi cum trebuie să... Yeah, that's fucked up. Da. Ce mai aduci acolo notățile? Și notăți mai sunt. Dar să vedem ceva.
News. Nu știu dacă cineva care ne ascultă Rural Ontario, e de să vedem. Nu știu dacă cineva care ne ascultă l-a ascultat pe Tim Dillon vreodată. Da, e că tot Dima l-a recomandat mai mult, nu prea mă zic în smenete. Pe el are ca stilul ăsta de a lua noutăți și de a comenta tare random, de a satiriza. De... Am căutat știri din Ontario Rural, specific din Ontario Rural, și aparent este chiar o pagină pe Global News Rural Ontario. Prima știre care pare, fermierii din regiunea Peterborough susțin legea care, care protejează împotriva activiștilor pentru drepturile animalilor. Adică îi protejează împotriva la activiști. Nu! Animalele nu merită drepturi. Nu, nu, anume activiștii. Activiștii nu merită pe nășii să-i ostracizeze. A, activiștii... Da, activiștii pentru drepturile animalilor. Uh-huh. E o metă și așa e o construcție nebună de titlu. Uh-huh. Da, apropo, asta nu e ideea rea. Ce? Adică, nu știu, dar e ideea rea sau... Pentru că, teoretic, asta e suprimarea dreptului la libera exprimare. Da, adică... Da, e un fel de... Da, suprimarea dreptului de a face proteste. Dar în același timp... Putinski regim. Da. În același timp și... Și ironic, locația se numește Peterborough, aproape Peterborough. Peterborough. Aproape Peterborough. Da. Dar, în, aici spuneam, în același timp, tu fiind un om de afaceri, adică tu ai propria ta afaceri, deși tu trebuie să tolerezi că cineva în fața business-ului tău faci proteste. De asta deseori era la restaurante de astea faimoase de steak-uri și... care, da, unde veneau activiști, știi, și protestau fix în fața localului sau se îmbrăcau, știi, în costume care vă strane și postere puneau și făceau gălăgie. Și respectiv că asta e evident de teră de la fluxul de... fluxul de customer la, care vin. La TIF, la noi, când eram că festivaluri normale, apă, în fiecare an, în primul weekend, când se strângeau lume pe Festival Street, acolo se închideau străzile și erau lume, vineau tot activiști împotriva la Canada Goose. Canada Goose e unul din sponsorii noștri în timpul festivalului, mai tine, până acum. Canada Goose este unul din cele mai populari scurte de iarnă din Canada și, în general, din lume, oamenii și care își permit... Și folosesc blan natural, adică... Da, da, ele chiar sunt exagerat de scumpele, sunt peste $1,000. Prescumpi. Și da, adică vineau și erau îmbrăcați cu un fel de vulpi moarte, un fel de clar că manicheni, da. Tipul ăsta, nu știu... Strigiu, megafoane. Îți dai seama dacă ești atât de activist în care tu chiar ușiți animalul pur și simplu că se demonstrează un punct de vedere. Asta ar fi next level, da. Da. Ei, nu știu, tema asta... Da, nu prea văd sens în, ce să spun, blani naturale în timpul modern, dacă este nu, ele alternativă. Sunt care sunt mai calde. Asta e unul la mână și... Da. Acum, cu tehnologiile care sunt posibile... Depinde iară de contextul social. Dacă tu trăiești într-o zonă rurală unde tu ai adică vânat e parte din viața ta, asta e felul și de a onora animalul pe care tu îl ușiți, pentru că tu îl folosești dila și până la, înțelegi? Tu absolut fiecare parte din corpul lui o utilizează. Adică pentru că asta e ideea în comunitatea asta de vânători unde... Da, dar noi vorbim de Canada Goose, asta e corporație imensă care e în masă și de asta își spunem că depinde de context. Dacă ești o persoană privată sau o persoană, adică o familie de undeva dintr-o zonă mai remote și mai neaccesibilă, make sense. Dar da, la nivel de corporație, și crede-mă, dacă intri pe site-ul lui Canada Goose, acolo tot o să fie, și logo-ul lor o să fie schimbat în curcubeu, și mesajul lor o să fie pro-feminist și pro toate rasele și toate religiile. Că asta e, mine asta și mă tare mai nervează, înțelegi? Activismul companiilor, dar el nu are absolut nicio intenție la bază. Sau nu, el nu are intenție nobilă, are pur și simplu intenția de a-și vinde produsul lor. Dar nu întotdeauna așa era. Ce s-a schimbat? Nu, pur și simplu spun că e de ironic, pentru că... Da, dar poate asta, pur și simplu, mă e expus mai mult.
Dar poate întotdeauna așa era. Da, nu, adică țigările, de exemplu, cum aici se vindeau că doctorul tău recomandă să fumezi doar Camel, când da, ele sunt mai sănătoase, înțelegi? Dar poți și cazul ăla sau chiar când în, chiar era proces, adică un fel de scandal cu statul și ăștia care e de la tobacco, companii tobacco mari, că de al din Marlboro, din America, păi o angajat mai din niște experți care au spus că da, e total ok, adică nu provoacă cancer. Să pe anii 80, mai din a fost mare scandal. Adică, că o minciunit, că au plătit și... Și dar fi asta singurul scandal. Doar că până acum să apar tot mai mult și mai multe detalii din scandalul legat de Boeing, de așa, avionul 737 Max pe care l-au proiectat și știu eu din start că el are defect, pentru că în felul în care era amplasat motor, și-a făcut ei pur și simplu cu o lăsată și ești construcție de la versiunea precedentă, dar au făcut motorul mult mai mare, respectiv centrul de greutate la avion s-a schimbat. Și ca să compenseze faptul că avionul când decolează, știi, să nu se lese prea în spate, e făcut prin, nu mecanic, dar electronic. Prin electronic, da. Prin electronic, anume prin software. Software să compenseze pentru lăsarea fundului în jos și de asta au avut loc cele două accidente, pentru că software... Fapt, închipui să fie codul și ala principal, care e arhitectul principal dar software-ului. Dar nu e un om. Înțeleg, dar oricum cineva care face decizia, ok, ăsta e cod normal. Cineva trebuie și supervisor ca să facă decizia finală, știi? Da. Să închipui cum el sculcă la noapte. Eu cred că ok. Nu știu. Să... Pentru că oamenii... Să ai pe sovestea ta moartea sutelor de oameni. Pentru că ironic, țin cont de câți activiști sunt, foarte puțini să activești ăștia care ies din companii sau din organizațiile în care ei sunt, ca să spună într-adevăr ce se întâmplă. Whistleblowers. Dacă, exact, cum a fost Snowden, da. Cum a fost, bine, persoana asta care a venit de la Facebook, tare multe teorii de conspirații în jurul la felul în care... E un fel de fake whistleblower ăsta care... Și mai ales asta s-a combinat, știi, cu... perioada asta de schimbare a companiei din Facebook în Meta. Da, tare, tare. Da. Suspicios. Și crezi despre Facebook Meta? Adică tu ne-ai nișcat camera. Nu vrei să o îndrepti, leac. Nu, invers. Live, îndreptă. Nu, întoarci, pur și simplu, leac. Așa. Aha. Fantastic. Ești frumos. Fantastic, da. Tot normal. Ai chepcă Baby Yoda, dar Huli? Da. Pentru că asta era una din două opțiuni de la Walmart. Poți scapi, ești asta e paradoxul alegerii. Dacă mai era o altă alegere, care era un pic mai aproape de... Eu vreau așa să fac podcast. Da, dar tu ne-ai distrus un gând atât de bun care spune. Ceva cu Baby Yoda care... Nu, e de paradoxul ăsta alegerii unde tu, dacă ai numai două categorii, tu cum să alegi ceva care e mai aproape de interesele tale. Deși Star Wars-ul nu tare mi-e apropiat, dar din cauza că l-am văzut, nimeni mai interesant Star Wars-ul decât burgerile. Mai toarnă, băiatul, mai toarnă. Tu și vorbești cu sportsmeni, nu cu oameni simpli. În acest moment, Dumitru se întinde, Dumitru doare țâța mai scurt, băieți și fete, și el nu poate să se întindă normal. El dânsul țâța așa e tare încordată, că el a ridicat la ștangă, el e ștanghist. Și îl doare. Și deci apreciați. Eu nu știu cum poți să nu dai like la așa video în care un mujic deschide o bancă de viscari. Prin durere. Țâța îl doare. El deschide. Eu nu știu cum voi puteți ca să vă culcați la noapte fără să dați like. Cum poți să dați like, share. Share, like, share. Nu, asta mă apuc cringe că nu oamenii șerșesc like-uri. Microfonul era pe mute. Da? Nu tot perioada asta. Asta e apropo o idee bună de a pune pe mute când faci ceva, știi, te întoși, tu șești. Mă, pur și simplu așa faci. Oricum se aude. Asta se aude ca ASMR. Ok, hai să nu... Și nu, asta e aberație la tine, tot normal. Adică asta e... Nu, e liberatoră, ca să... Ce, noi din start am zis... din tipare, adică să ieși dintr-un... Nu, dar nu e adevărat. Format. Noi de asta menționăm, că, blin, nu... Cel puțin în sfera moldovenească, nu podcasturi în care oamenii o leacă cu o doză sănătoasă, le o leacă le-i pohui, știi? Că ideea asta de a... Nu, eu admir partea tehnică de a face, adică, da, eu chiar dacă nu sunt așa perfecționist ca tine, văd neajunsuri în setup-ul nostru, spate de făcut mai frumos, el mai poate cu timpul cumva, dar
Da, asta e că și am observat asta de pur și simplu conversație, știi, oamenii să șez de... Asta e și am observat... Interviul, tot interviul, greșeală, știi? Eu îți minte că asta a fost și greșeala noastră la început și asta observ... sau nu greșeala noastră, greșeala mea de percepție. Și asta văd la conținutul nou care iese pe YouTube din Moldova, știi? Uh-huh. Deodată accentul e pe a pune o producție cât mai calitativă, de a pune cele mai bune camere, cele mai bune setup-uri. Dar și într-adevăr, cel mai important e conținutul, să uită. Sau e lăsat pe planul 2. Ce și la noi asta a fost problemă. Cel puțin din punctul meu de vedere, a fost o problemă mult timp. Poate chiar acum, poate chiar în invenția respectivă. Da, tu vrei să reobsești, să reanalizezi, da. Să zici, ok, asta e tot fain, dar hai să da, dar vezi că uneori chiar ai nevoie de scaun care leacă mie comod. Nu, scaun, da, adică noi oricum vrem să luăm și alte scaune, dacă o să fie valabile. Da. Dacă îți vopsim peretele. Da, Dima vrea să vopsească peretele în negru și să-l fac cu cretă, adică să desenează cu cretă cărcăleț. Da, e toate secretele. Scurt, scrieți în comentarii secretele. Dacă vreți așa să rămână un setup cu perete galben ori cu perete negru. Scrieți în comentarii dacă ați auzit în general asta sau nici nu ați ajuns până în momentul respectiv a podcastului. Ce e fascinant. Da, eu admir oamenii care ne ascultă când ei știu că noi nu suntem doar în galben. Noi avem sute de mii de views-uri și noi suntem, da, avem micro-pipischi. Noi nu ne simțim foarte, foarte jenați și foarte complexați. Nu vorbi pe tema asta, pentru că suntem pe YouTube și aici nu ai voie să vorbești pipischi? Cu prostii sau cu lucruri cu tentă sexuală. Da. Așa am tot algoritmul, dacă am intrat de-am pe Dorin Galben, ne-a recomandat algoritmul cu Rodica Ciornică și o... Nu, eu credeam că tot se povestește despre pick-up master-ul și ăla. A, e pick-up master-ul, e altceva. Dar trebuie să-l vezi, Da, nu, e altceva. Rodica Ciornică... Chiar de-a păcat că nu mai aveam rock. La rock era ușor să mă conectez, da, că prin Google... Trebuie de rezolvat, băi. Da. Trebuie de rezolvat. Și mai spune acolo, nu-mi place segway-urile astea. Să cred că e un feature la podcast nostru, noi segway-urile se duc așa din stânga la dreapta, da, la perpendicular, la 5-a dimensiune. Paradoxal, înainte știi cât... Nolan în Interstellar acolo când el nimerește la 5-a dimensiune? Aha. Acolo undeva acolo podcastul nostru, da. Saudi, în background. Pânimeași? Noi am intrat în altă dimensiune, băiatul. Dar că nu, că asta e ironic, noi încercăm de mult să facem aberații înainte, cumva mai mult ne ținem de o structură careva, știi, de subiecte. Da, azi noi chiar aberăm. Da, azi aberăm, dar... Da, îți place așa câteodată și eu. Da. Oricum am început, am abordat tema perfecționismului. Nu știu... Tu crezi că s-au gravat în ultimul timp? Poate asta apropo, un exemplu, că noi încercăm să fim perfecționiști și să avem toată discuția scriptată sau să aibă subiectele bine definite. Da, asta e un fel de meta... comentariu supra perfecționism. Și eu mă simt frustrat din cauza că noi nu avem. Da, pentru că tu ai în capul tău un ideal, aha, episodul ăsta trebuie să fie așa, da. Da, din experiența mea de creare, uneori tot așa am un plan, am un script și mai înainte, mai mult mă frustram că vedem rezultatul și spun, bă, aici n-am menționat ce aici am avut în plan. Da, asta e ca în situațiile cele, știi, când te cerți cu cineva și după ce da. 5 ani după asta încă te macină. Da, dacă trebuie să-i spunem, băi, dacă îi spunem, așa, era să știi. Băi, știi cu tine, băi, dacă îi spunem. Filme, știi? Băi. Slow motion. Da. Dacă era să afli ce simt. Da. Da, e ca cu chestiile astea cu dacă, fucking, el îți ușit sufletul, știi, el chiar te macină, adică dacă le iei în serios. Eu și trebuie... am uneori momente care, ele sunt de momente gen neurotice în care la mine e față, la mine pur și simplu ticuri nervoase să fac pe față, știi, când eu mă amintesc ceva și eu încep să nu știu. Serios? Da, e greu să descriu. Eu mă simt poate uneori, știi, parcă cumva mental degradez, știi, poate Alzheimer-ul progresează sau ceva genul ăsta. Adică emoțional așa te... Așa de tare mă adâncesc în senzația asta, că mă simt inconfortabil și încep, știi, involuntar să fac careva mișcări cu mâinile, cu fața și... Și mă gândesc,
Dar oare asta din cauza că m-am mutat în Canada sau nu? Pentru că dacă eram în Moldova, tot timpul ai spatial awareness-ul ăsta, știi că nu poți să vorbești singur cu tine sau nu poți să faci careva mișcări care nu sunt acceptate social, pentru că o să fii crezut nebun. Da, apropo, eu asta am luat-o ca ceva normal. Dar ești absolut fiecare, vorbești când... singur cu dânsul. Da, 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 că tot știu că aia sau nu, nu, mai ales rușii și au deprinderea asta de a crede că numai ei vorbesc rusă, da, știi? Da, 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 de a fă capul ceva tipul ăsta, știi, despre, despre alții și, bă, ceva, cred că eu știu rusă, mai și adorea. Sau românii. Da. Tu știi mai bine când am fost în Cabreton. Ah, da, da, da. Da, a, eram chiloței de fetiță. Da, eram eu. Foarte chiloței de fetiță. Eu cu Nelly și cu tine și ne coborăm pe un fel de... Nu, eu mă coborăm înainte, voi vă coborați cu Nelly, că erați mai înșeți. Ok, și erau o familie de români și femei. Dar erau femei bărbați... și prieteni cu coetă, că era, okay. Erau femei bărbați și bărbați. Femeia așa. Sau poate erau un poate. Swingers. Poate ei s-au uitat la emisiunea lui Dorin Galben și au zis că... Da, acolo ceva cu swingers. Ar trebui să da. Stai că eu cred că ești care ascultă alea ca hirescă mă de... de și câtă de informație asta. De diapozonă de teme, stai alea că... Mai scurt, când am fost pe... Coborăm pe muntele și așa, era dealul și așa. A, eu, femeia și eu comentat, ia uite la asta ce, eu purtam niște șorți și tare sexy, așa, tare scurți, exagerat de scurți. Erau plav și în principiu, eu chiar am înăcut în bazin cu domnul. Da. Și eu de asta ce șorți scurți poartă parcă e o fetiță. Da. Și Nelly așa s-a întors și așa pasiv-agresiv tare spus, sunteți bine? Tot normal? Da. Sunteți bine? Și așa, și deja un fake laugh de asta. Nu, că e de asta, tipa, n-am știut, n-am știut. Noi știam, pur și simplu glumeam, noi știam că știți română, știi. Deci cred că s-a simțit că... Da. Eu cred că eu și până cred că asta ei nou ne-a stricat bumperul, ne-a făcut, ne-a format bumperul la mașină. Ah, eu am impresia că asta a avut un loc cam în perioada aia. Noi înainte de asta nu observasem că cineva ne-a atins mașina. Asta de-a mic conspiracy theory. Alex Jones, ce? Listen to me. Making the frogs gay. Listen to me. Joe Rogan, listen to me. Băi, tu trebuie să asculti podcastul și ala cu când am recent, când el a fost. La Timpul? Da, Timpul a făcut un podcast portabil într-un trailer prin Austin. Asta e cum Austin. Noi facem, știi, în natură, cu, la foc. Cu da, da, în trailer erau vreo, mai scurt, cred vreo 7 oameni la microfon. Într-un trailer. Dintre care unul era transvestit și eu nu știam și am zis, ce fată simpatică. Și Andrei, a, da, îți place? Și e ca audio la noi, noi suntem doi și vorbim unul peste altul, tot erau 7 oameni. Și mai ales oameni care tot vorbesc unul peste altul. Sau ce puțin au tendința de a vorbi. Da, toți au platforme, toți vorbesc și mai departe. Și în momentele când toți vorbeau pe Alex Jones, începe a striga, știi, să se liniștească toți. Așa un trash, căpeți. Rogan spune, what the fuck is this? How does this even work? Știi, era... Era o leacă, parcă nu în apele lui. Adică, apropo, interesant de Alex Jones, cum dintr-un personaj caricatură de care toată lumea glumea, că ți-am uitat Gabe, un prieten meu de aici, el îmi spunea că eu când eram tânăr, mă uitam la Alex Jones, adică serios chiar s-a uitat. Da, da, da. Și eu făceam glume, știi, pe seama asta. Și acum, din cauza la toate conceptele de și apare pe televizor și informații date și cum informații și media de tradiție și noi media de tradiție și influent și așa are influență și nu are. Acum deja cumva s-a întors toată lumea asta la 180 de grade, știi? Și Alex Jones deja nu mai sună atât de aberant. Crazy, da. Yeah. Dar pe chiar dacă te uiți la declarațiile lui, băi, mulți s-au adeverit. Clar, ca să apropo, Rogan tare îi place să fie avocatul lui pentru că Alex el, Jones. El era prieten încă înainte Jones să crească în popularitatea asta. E, pentru mine e clar că el joacă un fel de rol. Adică cine? Alex Jones? Da, el nu chiar așa de stupid cum pare. El, pur și simplu, a intrat în rolul ăsta. Știi cum chestia asta cu social media? Tu primești feedback-ul instantaneu și tu vezi dacă ceva prinde, tu scriezi un caracter și o tipul ăsta, știi? Eu cred că orice om e așa. Păi asta e un pericol de a-ți pierde, știi. Asta nu numai la nivel de popularitate, asta și la nivel de relație socială, pentru că noi ca oameni, noi tot timpul avem o față cu și mai apropiați oameni sau cu noi, cu noi însăși și avem o față tare diferită cu șefii noștri sau cu colegii de lucru sau cu prieteni, adică... Dar putea fi altfel, adică... Ce? Nu, nu. Nu, serios, adică cum poți fi aceeași... Aceeași persoană, aceeași persoană? Da, cu tăți. Poți fi, cred că, dar... Într-un anumit, da, este o limită, dar oricum tu joci, schimbi... Vezi că de asta, de exemplu, parametri. Rogan atât de mult vorbești, știi, de fuck you money. Că în momentul în care tu ajungi la o anumită independență
cum o consideri tu pe dânsa fiind financiară? Mm-hmm. Pentru cineva asta poate fi câteva sute de milioane de dolari, pentru cineva asta poate fi 1000 de dolari, eu nu știu. Dar ideea e că când ajungi într-o situație în care tu nu mai ai constrângerea asta socială, știi? Mm-hmm. Tu nu trebuie să te conformezi la normele sociale, chiar dacă asta ți-i antipatic total, dar asta e singurul motiv, mod pentru tine de a supraviețui. Până ajungi în momentul respectiv, nu știi exact ce înseamnă să fii tot timpul așa cum vrei tu să fii. Da. Da, e o chestie care te-ar apăsa pe tine, că, nu știu, imaginez eu. Să ne imaginez că am eu să... tot banii mei care fac și doar din Patreon, chiar dacă ne-am pornit Patreon și fac ceva bani, dar nu-i Doamne ferește și știi și să mă gândesc că mă să în perspectivă că asta e tot banii mei care fac din Patreon și adică orice video care îl scot, dacă atunci, super niște urmăritori, gata, de-a mă simt ca un prizonier. Exact, știi? Și că și atunci, înțelegi? Nu, eu nu simt uneori sentimentul ăsta și când îl simt, eu încerc... Sau că nu scoți la timp, știi, sau că da. Nu, chiar când... scot ceva, că eu am tip de content care e mai nepersonal, care e mai detașat, care e pur și simplu povestesc despre ceva și ceva mai personal în care eu îmi spun niște păreri subiective. Și când îmi spun niște păreri subiective, eu mă gândesc că, aha, mă ating ca super niște urmăritori și când simt asta, când simt reticența, eu încerc într-un mod așa artificial mai tare să apăs pe asta, că eu nu vreau să scap de asta. Eu nu vreau să ajung în etapa în care simți prizonierul, știi, audienței, that's fucked up. Asta... Iar, dar asta poate fi extrapolat la orice, la oricare situație. Înțeleg. Spun de feedback, adică unul poate spune ceva, altul contrariu și să crezi. Oricum, tu trebuie să fii judecătorul final, trebuie să spui și relevant. Știi care e cea mai ironic? Faptul dacă tu ai ajuns să ai și un om și al doilea pe pagina ta urmărind, înseamnă că tu ai făcut ceva corect. Ah, da. Da, că eu chiar am făcut un sondaj la meditație pe YouTube, că și direcții politică, more or less, aveți. Și mai din vreo 25% erau liberali moderni de stânga. Serios? Da, vreo 7% libertarieni, vreo 15% conservatori, vreo 20% liberali clasici, mai pe scurt. Adică era all over the place. Și zic că asta actually it's good. Eu n-aș vrea să fie doar da? Că observ asta în orice content, așa, more or less politic, care îl observ, se creează mereu un echo chamber, vrei, nu vrei, adică felul în care algoritmurile lucrează, ele îngustează ca audiența cât mai mult. Pentru că se bazează pe temele tale de interes. Da, și, da. Nu știu, personal, nu știu cum asta să influențeze, pentru că eu personal am mai mult toleranță față de, chiar și când consum și chiar și când eu mă exprim, de contrazâșiri. Eu înțeleg ce și-am spus un an în urmă, poate să fiu leac diferit de ce și credem, și sunt ok cu asta. N-aș vrea să fiu prea inconsistent, dar eu înțeleg, eu mă schimb, știi, îmi nuanțez părerile. Dar la unii asta nu i-ar plăcea, e ca unii, știi, ascultători, privitori, preferă ceva tare constant. E ca să știu că eu când mă duc acolo, asta și așa e, știi, așa l-aș format. Așa e, aș... E ca pe unii, haosul ăsta e iar de busul ăla. E că tu și crezi în ce și facem noi, măi, vrei să fie un format standard în care noi să-l urmărim? Nu, dar... Asta ar fi cumva antiteză la ce facem. Știi care e chestia? Că tu oricum la un moment dat găsești pipă, știi, formatul care-i mai apropiat ție și urmăritorilor, dar ție, adică el ți-e mai apropiat ție și tu vezi deja în bază la viewership, știi, la cât de mulți oameni. Dacă începi să crească, înseamnă că tu faci ceva care e mai interesant altor oameni și tu poți deveni prizonierul adică prizonierul formatului și ești riscant. Da. Dar există și alt risc, că tu faci doar un format și pe urmă tu decizi, ok, trebuie să fac ceva nou, pur și simplu că se diversific. Și asta tot e destul de... E. Dar mai bine să încerci decât să nu. Că de truistic noi asta, e tot timpul mai bine să încerci. Pentru că, încă știi, vorbind de fuck you money, da, tu poți să ai un job bine plătit și să vine, adică tu știi că de la jobul ăsta tu ai un salariu destul de confortabil. Dar din cauza că tu nu-i diversificat, venitul tău. Dacă ceva se întâmplă cu lucrul ăla,
simți presiunea asta de... Și că asta chiar și pentru creatorii care au patron, știi, parcă se pare că ei sunt mai liberi decât restul din cauza că ei nu au angajați. Dar dacă tu, singurul tău venit e doar din conținutul tău, de exemplu, de patron, tu oricum ești prizonier. Deși Tim Dillon e atât de nepăsător, pentru că el, da, el e super popular și îl face o grămăzenie de bani pe... pe Patreon, el face mulți bani și din stand-up-ul lui și din alte activități. Adică de asta e tare important să, să poți să-ți diversifici sursele tale de venit, pentru că dar ele aici... nu te fac dependent de o singură sursă prea mult și asta îți aduce, știi, libertatea asta și de creativitate și de acțiune. Dar aici și formatul lui, anume specific, formatul ăsta satiric de a comenta ceva într-un mod aproape deadpan humor, în care el nu se râde când, știi, nu râde când spune ceva. Ca un fel de... Și, nu, deși... Asta e bine, și umor de asta absurd. Da, nu, în vedere că el setează așteptările audienței. Audiența are o toleranță diferită, știi? La dânsă, pur și simplu, e alt caz, dar eu vorbesc în general, oricine ar fi în locul lui, chiar dacă, eu înțeleg de la ce te referi tu, că audiența lui e anume, asta e spun. O audiență specifică. Și exemplu, un contrast, un exemplu ar urmări un intelectual, care el e foarte serios, el niciodată nu glumește, știi, și audiența s-a setat o așteptare că el a să fie mereu serios și dacă cumva să încearcă să aibereze, ori să fie o leac mai neserios, e parcă, stădeam, nu știu și am urmărit eu, știi, și e... Adică oricum tu ca creator îți filtrezi din start dacă decizi să discriminezi cumva, îți creezi din start un filtru. Înțelegi? Mm-hmm. Eu cred că noi prin ce facem, prin o leacă de aberație, o leacă de la temă, cum să spunem, creăm un filtru. Nu, serios, adică mulți oameni care nu le interesat dacă așa tip de discuții, de acord. Ei nu privesc, le ajuns două minute să privească și să zic, asta că te-ai hernaște, da, câte pățani pizdesc. Iar o idee pe altă nu exclud ce ai spus tu, ce ai spus eu nu sunt niciodată de exclusiv. Dar asta e necesar, adică cum poți să fii pe plac tuturor? Nu. Asta e atingi numitorul comun. Tu nu ești un milion de dolari? Nu știu, un fel de... Tu nu ești un milion de dolari că să fii pe plac tuturor. În ce sens? Tot vor un milion de dolari, da? Tu nu poți fi un milion de dolari. Asta e o analogie. O aproape glumă. Și trebuie... Mai ai să bagi mâna atât în cadru. Nu, dar să bagi. Eu uite autofocus și bine lucrează. Da. Ați observat, eu cred că ați apreciat, dragi telespectatori. Care telespectatori? Nu, dragi camera spectatori. Eu țin minte că eu am venit cu termenul ăsta când lucram la football.de. Dragi și? Dragi urmăritori. Urmăritori. Pentru că, eu țin minte că eu am avut problema asta, dilema asta, când eram la football.de și comentam meciurile pe... Noi făceam pe asta pe... Cum se numește el? Just Stream? Nu, Justin Timberlake? Nu. Era un portal cu ceva cu Just, unde puteai să faci transmisiuni live și după asta noi am mutat pe YouTube și facem transmisiuni pe YouTube. Uh-huh. Și țin minte că, natural, când comentam un meci, trebuie să spun telespectator, dar nu avea absolut nicio logică, pentru că nu eram nicăieri pe TV. Și atunci am zis, deci păi să spun că... urmăritori. Și am început să spun urmăritori. Apoi niște termeni s-au păstrat. Știi cum spune, unii spun, did you film that on tape? Mm-hmm. Care tape? Noi tape-ul nu folosim de decenii, dar încă s-a păstrat limbajul ăsta, știi? Da. Ori radio. Da. Chiar și e că Andriu Căbălucan a făcut podcast de lui, Radio Lumină. Deci se lumească radio, știi? Adică n-are sens, dar îți înțelege etimologie. Da, dar în același timp, e că cu spectatori, da? Există telespectatori și radiospectatori sau radioascultători, adică există o distincție pentru metoda de transmisiune sau metoda de consumare a conținutului. Dar la internet, cel puțin înainte nu era, acum cred că există ceva. Eu am asta dificultatea cu termenul de podcast, el așa de larg. Da. Adică eu și fac o parte din trânsul e podcast, am diferite formate, dar o parte nu e podcast, dar deja parcă fucking does make sense, știi? Mm-hmm. Exemplu, podcastul un Joe Rogan și podcastul la Dan Carlin total diferite, chestii total diferite. Una e parcă un fel de istorie, audiobook, una e pur și simplu conversație ca de tipul ăsta, știi? Da. Și iar la Dan și podcastul lui Rogan e diferit de podcastul lui Tim Pool, înțelegi? Păi asta, da. Da, știu, așa mai departe. Da. Păi, mă rog. Adică într-un fel te reîntorci la ideea asta că limbajul îți creează lumea și limitează dar lumea. Dar e că tot asta la idei, e o chestie idei de despre care am vorbit noi. Asta e o altă afirmare a ideii despre care am vorbit eu mai devreme, unde
Noi ca specie umană oricum avem nevoie de categorizare și la momentul dat cel mai util cuvânt pe care l-am găsit noi în circunstanțele date e cuvântul podcast. Dar da, el nu neapărat descrie perfect și diferiți oameni fac, dar din cauza că noi avem necesitatea asta. Asta e legată de perfecționism tot, pentru că decât nică, mai bine să ai un termen pe care poți să legi niște repere, să înțelegi măcar, să interpretezi realitatea într-un anumit sens. Că dacă totul e doar în capul tău niște idei vagi, dacă nu le transpui în scris, ori într-un material, în ceva, n-a să înțelegi, de fapt, și crezi tu. Eu așa, că învăț și cred eu din când fac ceva, eu înțeleg, că aici, nu știu, un an în urmă, credem așa și zic, pleași, și dă-l băi o bărămă, de fapt, n-avem dreptate, știi? Serios, unii urmă prin la momente de astea. E interesant chestia asta. Adică nu știu dacă aș fi simțit la fel dacă n-aș fi înregistrat ceva. Dar asta poate, nu știu, devine și o boală, un fel de boală a generației noastre, a vrea să înregistrez totul. Să cui, știi? Adică pentru ce faci? Pentru tine ori pentru alții? Adică pentru ce tu faci podcastul ăsta? Asta e întrebare, da, destul de sporcătă la care... Da, eu nu pot pretinde că doar pentru mine și pentru alții. Eu nu prea o fac pentru alții. Eu nu pot spun că nu am o anumită cantitate de dopamină care vine când vezi o creștere, știi. Dar la sigur aș spune că, la sigur, dacă n-aș primi plăcere de însuși, dacă procesul ăsta n-aș fi continuat. Da. Dar nu pot să neg. E pe multe de curiozitate. Dacă n-ar privi nimeni, n-ar sens vopșe, știi? Adică un fel de o dualitate. În lumea de acum, numărul de vizualizări care le avem noi, asta e cam ca și zero. Nu, dar asta e o chestie atât de umană de a vrea să spun chiar din... Nu-i interesant. Adică deși oamenii care mureau de foame și de ghe supraviețuiau... Nu registrau podcast. Nu, o decis să deseneze pe pereți, pe peșteri, deși... Eu personal cred că asta era o singură altă formă pe care o aveau ei la dispoziție de a transmite informații. Păi da, păi asta e ideea, că asta e intrinsec în oameni de a... Da, păi toate istoriile care... Parcă simți că viața ta n-are valoare dacă nu măcar externalizezi ceva din tine. N-are importanță și eu, știi? Da, și pentru oamenii care primesc, care au influxul de informații, pentru ei anumii existența la imaginea asta sau la o istorie, știi, care e transmisă din om în om, e deja devine parte componentă a culturii care e shared, știi, shared culture, common culture, din punctul de vedere. Adică asta tot devine meta în sensul în care e deja are o altă conotație pentru oameni care văd imaginele astea și care transmit imaginele astea, ei o dau, ei acordă careva conotație care devine, popularizează, știi, și devine ceva care e o experiență împărțită între membrii oameni, sau între oamenii care au acces la desenul ăsta sau la o istorie anumită sau la o discuție. Da, adică eu observ când studiez culturi mai antice, era un fel de gândire de asta mai comunitară. Și odată, poate cu perioada romantică, prin secolul 18-19, industrială tot, s-o creasă așa o accent mai mare pe individualitate. Și poate acum noi o leacă am înțeles că am ajuns la o extremă de asta prea nesănătoasă și acum parcă o leacă am observat niște tendințe, mă uit așa în domeniul parcă sociocultural, în chiar și idei filosofice, mai mult accent se recalibrează spre comunitate, un fel de dar încă e o comunitate nesănătoasă, pentru că noi nu înțelegem cum să ne reintegrăm în comunități. Pentru că noi înțelegem... Am avut și problemă, noi am avut comunismul timp de 80 de ani. Era o comunitate nesănătoasă, așa spun. Nesănătoasă extremă. Da. E forțată. Păi asta, da. Și noi suntem într-o etapă când încercăm să ne reintegrăm. Pentru că... Asta e timp, asta e exemplu. Asta e un clișeu, dar omul e un animal social, știi? E că noi privusem Grizzly Man, da? Cu documentarul ăla cu... Genial. Poți să spui așa? Cum, da. Eu cred că aici chiar am să-l citesc pe Rogan și el spus cum spune el despre documentarul respectiv, că asta e cea mai bună comedie neintenționată. Da. E despre un băiat, domn, care probabil era pe undeva pe un anumit nivel a spectrului,
De autism, de autism, că, da. Dar... Dar nu prea, adică așa. Da, și care era pasionat de urși. Da. Și de fapt că, adică el fiind, el vroia să fie protectorul lor uman, uh-huh, față de restul lumii, care vrea să omoare toți urși și tot așa mai departe. Și el 13 ani la rând a călătorit în Alaska într-o regiune foarte distantă. În fiecare era... vară se duce da, acolo. Da, da, acolo în altă perioadă și e complicat să stai. Da, da, da. Și el 13 ani la rând a fost acolo și în ultimul an când a fost cu prietena lui și într-un final s-a întâmplat ce și era destul de logic să întâmple. Un urs l-a mâncat. Da, pentru că erau, iară, urși grizzly pentru oamenii care nu știu, sunt mult mai agresivi decât tipurile standarde de urs negri. Da, și mult mai agresivi. Da. Dar în decursul de 13 veri în care a fost acolo, el a filmat mult la cameră. Da, voia să facă un fel de documentar, nu știu, e că comenta, un fel de prezentator. El era un soi de celebritate, adică el a apărut la late night show și tot așa mai departe. Da. Și filma, adică erau cadre, cel mai tipic cadre ăsta, e că imaginați-vă că eu să aici și un urs la vreo 10 metri în urmă, știi? Da. Adică el făcea totuși împotriva codului cum se porți împrejur la un grizzly. Da, stai cu spatele la dânsul, da. Să, nu știu, să... Eu zic în general să te pornești într-un moment când nu există altă, nu ai șansă să... Bă, da, au prins niște cadre, da. Că cadre și el fiind pacifist, sunt că pacifist, dar fiind, nefiind agresiv, ori nu având dorința de a fi agresiv față de urs, el nu a avut niciodată o armă, nu a avut un cuțit sau o pușcă sau deci ceva. Deci era într-o situație extrem de vulnerabilă, da. E surprinzător că a supraviețuit 13 veri acolo. Adică. Da, nu vezi că aparent ursul ăsta specific, asta a fost un urs de ăsta bătrân, care deja era mai slab. El era mai greu să vânează în mod natural. Exact, și atunci a fost, tăman, în anul ăla a fost o secetă mare. Da. Și peștele nu vine, sau nu a venit, cantitatea de pește care au venit prin râuri a fost prea mică și ăștia care erau mai urși mai puternici, urși mai tineri, mâncase mai mult pește și pentru asta nu rămânea suficientă mâncare. Adică vezi tot din circumstanță, da. Adică într-un fel, oarecare în fel, el a avut dreptate. Adică ursul? Nu, el. El putea fi, urșii nu l-au atacat în situații normale. Da. În atât timp că el nu e agresat oriceva, știi? Chiar comunica că dânșa îi certa oriceva de tipul ăsta. You don't do that, știi? Unii urși așa să o leacă să... Da, dar vezi că asta iar e o proiecție noastră asupra lor. Poate, și noi credem că ursul într-adevăr crede. Ah, dacă istor ne-a spus cu din deget să nu fac așa, nu să fac așa. Oricum. Pentru că urșii, la urmă, asta e somnivor. Dacă era urs polar, cred că discuția era un pic diferită. Pentru că chiar și urșii grizzly oricum sunt omnivori, da, ei consumă mult carne, mai mult carne decât muri și fructe, dar... Dar, mă rog, era, deși spun că exemplul ăsta e că el în monologul lui când el vorbea la cameră, era clar că, mă rog, nu știu dacă are relevanță că era o leacă autist, dar în orice caz dar să nu neapărat un simțe termen... o singurătate și el vorbea despre asta că... Făcea referință, adică chiar și însuși faptul lui de a vorbi la cameră presupunea că el va comunica altor oameni asta. Da, pentru, pentru că el avea multe duble, el avea duble unde el își ieșea din minți. Da, lui era pasă cu, da. O, era așa mai frumos în ochelari sau așa, da. Sau așa, știi, da. O, vezi, da, era, e amuzant om. Nu, omul chiar avea carisme, era amuzant, știi. Da, cu siguranță. E ca pe YouTube căutați Grizzly Man. Da, e chiar, el e gratis. Gratis, da. Cine are Amazon Prime, poate să uite pe Amazon Prime, ca să nu, să nu fii subjugat la reclame fiecare 3 minute. Da, apropo, mă, cu Black Friday o băgăni de reclame. Dar iar, vezi că mult, mai ales cu documentarele care sunt gratis și filmele care sunt gratis, pe YouTube vrei, nu vrei, că o să fiu mult reclamă, că asta e singura metodă de monetizare care o are YouTube. Eu, de exemplu, din principiu n-am pus nicio reclamă pe website, nici pe YouTube. Da. Nu, mai ales că când faci conținut. Asta e un mesaj de gen de sau conversații sau de expunerea unor idei, cum e la tine, știi? Tu ar fi tare aberant să spui reclame în mijloc. Și acum cumpărați kiloți la 2 la preț de 2 kg. Asta e, mă rog.
în podcastul ăsta nostru, Iubirea să la teme, eu aș admit că aș fi ok cu reclamă. Adică e un format mai lejer. Dar în același timp aș fi o leacă mai selectiv cu și fel de reclamă. Nu, eu vorbesc chiar de reclamele astea de YouTube, știi, unde se întrerupe. Da, eu spun reclamă integrată. Reclamă integrată, da, cred că. Dar numai cu condiția că aș putea o leacă să mă podibesc, știi? Dar nu știu dacă e ca brandurile moldovenești ar fi deschisă. Dar nici nu ideea în asta. Ideea că în primul rând, avem mult până când asta poate fi o discuție într-adevăr reală. Eu spun așa, reală, în teorie. Da, doi la mână, într-o teorie foarte, foarte mistic și fantasmagorică. Da. Nii asta îmi place și face Rogan, pentru că el o pune la început, e că înainte să se mute el la Spotify. Da. El o pune la început. Da. Și tu puteai deodată să treci peste dânsa. Pentru că da, tu era vrei, nu vrei într-un format în care o discuție, tu vrei să asculti discuția neîntrerupt, știi? Da. La Tim Dillon, pur și simplu, care e chestia, că la dânsul nu e discuții, la dânsul e o... Monolog. Da, e un monolog în care la dânsul și reclama e veselă, adică tu vrei să asculti reclamă, pentru păi că el e clar că el nici nu știe de produs respectiv și el nici nu crede produsul ăsta e bun, dar el, pur și simplu, așa de tare, el, adică prin felul în care el o promovează, el face comedie și contează, știi? De la noi așa nu există. Da. Asta mă uit la noi. Nu, vezi că la noi iar asta, într-o fază tare incipientă, înțelegi? La noi încă se respectă normele. Dar scuza asta, cât e de relevant, știi? E relevant, pentru că încă se respectă normele de la televiziune, înțelegi? Dar trebuie să apară cineva care sparge tiparele astea odată, știi? Adică, oricum trebuie de la ceva din început. Asta e în timp, asta vine în timp. Da, dar fac. Da. Nu știu. Nu când timp, dar... Pentru că tu înțelegi că chiar dacă vine, că amu cineva apare care face un format total diferit, care pentru noi pare super interesant, dar pentru populația locală, sau pentru oamenii care sunt în Moldova acum, el nu neapărat poate fi interesant, pentru că ei au alte standarde, au alte așteptări de la conținut pe care îl consumă. Eu cred că înțelegi? Asta o leacă să schimb, amunșe pe schimb din cauza la generația nouă care e cu viteza, internetul, știi? Evident că viteza crește, dar viteza oricării schimbări acum e mult mai mare decât înainte. Dar oricum există un proces de schimbare a normelor, a gusturilor, a trendurilor, adică asta vrei, nu vrei, e natural și da, de exemplu, eu înțeleg chestiile despre care noi vorbim, a să le înțeleg doar audiența care o leacă e mai conectat cu internetul mai global, știi, mai urmărești chestii care se mai întâmplă în afara Moldovei. De exemplu, nu știu, o bunică din Florești n-a să vorbească asta pentru că idei n-are și Joe Rogan, Tim Dillon, what? Da, Grizzly nu trebuie Man. Să înțelegi referințele. Și deci noi cum încercăm să le explicăm cât de mult putem referințele care le facem? Nu atât timp cât da, nu devii un fel de Wikipedia în care le citez totul, știi? Da, asta tot eu... Chiar vorbeam când în mașină eram și avem o discuție random și eu parcă m-am pus în modul ăsta de a explica unii audiență și bizar, știi? M-am prins la momentul ăsta. Da, era un moment destul de hazliv în care noi vorbeam pe o anumită temă. Și eu așa parcă m-am pus, parcă ar fi o audiență care era, nu era o temă, ceva cu filosofie legată, îmi pare că. Și dintr-o discuție de asta, ei, și... Andrei, da, și nu știu cum, și eu ca să glumesc am început și eu să vorbesc așa, serios. Și asta au făcut... Da, asta tot e simptom, adică... Apropo, vorbim de mașină, trebuie de curăță zăpadă. Ce? Curăță zăpadă? Da. Da, o ninsă și... Da, așa că mulțumim pentru ascultare. Și gata, terminăm. Și terminăm cu un nou cioc-cioc. Care este? De-aia eu nu mai am. Nu mai e, da, să te copii. Slăbuți, trebuie, ți-ar deșăruit. Sharing is caring. Și care e concluzia? Nu trebuie să... Concluzia că... Perfecționismul e ca un cal sălbatic. Trebuie, trebuie să încerci să-l domesticești, dar nu poți să-l domesticești complet. Eu sunt atât de perfecționist că eu sunt sigur concluzia pe care eu vreau să o spun acum nu o să fie atât de bună precum ea trebuie să fie, așa că... Și în genere, nimic nu e perfect. Monitorul nu e perfect. Da. Cum circul e scris nu e perfect. Dar asta e ok. Deci tot trebuie să fie perfect. Deși... Eu ți-aș da un răspuns, dar iar perfecționismul meu nu mă las să fac asta, pentru că eu știu că răspunsul meu nu ar fi suficient de bun. Anyways, mulțumim și până data viitoare. Do svidania, cum să zici.